scot crab după crab, cât un ten mai bag în sac. Peștele pe vadă la trag, am sondat pe substrat, dau lansat sau plantat, cu snowman la cârlig, sigur o să-l sparg, partidă de partid am exersat, strategia am învățat, am creat să fie totul balansat, n-a de premium am băgat, îl aduc din lar. Neața vouă, pace în suflete. Deci, acum am ajuns la Baltaven. Vreau să zic că ne-am rezervat 36 de ore. Deci da, o să stăm aici peste noapte, facem un grătar, bem niște beri, să vedem ce se iasă. Mă apuc să mă instalez și ne auzim când termin. Ia uite aici, toate drăciile, bere, bere și mâncare, haine, nada e în spate, scaun. Hai bă să scot acum. Faci poză cu el, ceva, chestii? Da. Pe drumul direct? Da. Dacă vrei tu, fac ție. Nu. Fac o peștii mei. Faci o poză? Hai cu mine. Cum vrei tu? Mă dă-mi telefon. Păi ia-l pe-a tău. Bun. Și dacă tot avem atât timp la dispoziție până când o să plecăm, până acum am luat un crap, așa la 3-4 kg, dar noroc. Ia uite-l cum vine, ca vipurile. Ca vipurile. Sărna? Bună ziua. Sărna? Primiți cu pescuitul. Da, cum nu? Acum ai venit și faci lege aici sau ce? Vezi dacă ce înseamnă ce, să lucrezi ce, dimineața. Ce se întâmplă? E cel mai bun, bă, să știți voi de la mine, ăsta care stă așa. De mine. Miau, miau. Opa. Ia. Căpceanu, dă uși cu miciocul ăla, că n-au ocazul mi-l fac, acum făceam miciocul. Pardon, cenzurăm. Ai seama de apucat să le lansez toate. Îi dau un cap. Ia-l tu. Așa, așa. Vrei că ți-am lăsat ca la tâmpa. Doară, doară îl pierzi, dar nu, mă, nu, că el știe din încheietură, mă. Bravo, băi. Hai. Bravo, bă. Bai, baiatule, bă. Bă, bă, baiete. Mamă, rău, te-ai bătut ăla. A fost tare, mă. Cântarul pregătit, dacă vrei, nu, să le arăți la oameni. Răuț. A fost tare, mă. E un pic mai mare decât carasul care l-am prins eu. Dar unde ai nada? Am venit la tine, mă. A venit șeful la nadă. Hai eu, să vedem. Eu care sunt mai neexperimentat așa, m-am uitat la băieții deștepți de pe internet. Raul nu vrea să se uite la băieții deștepți de pe internet, vrea să încerce el. Zile la oameni. Păi de câte ori ai stricat nada până acum? Poate găsesc o rețetă din aia. De câte ori ai stricat nada până modernă. Ultimele 4 de nu, da, cei 2.20 aia. 2.20, oricum eu încă cred că e același producător cu alte ambalaje. Nada Supreme Secret de la 2.20. Așteptăm promovări. Sponsorizări, pardon. Așa că nada nu umectați prea tare din prima. Umectați-o. Cum faci? Pur și simplu... Zic, majoritatea băieților campioni o faci frumos, dai cu ea, nu se sparge. Dar când o spargi, se facă încă făină. Ma. Când o dai între mâini. Ma. Și când dai cu ea, trebuie să nu se spargă. Oricum, asta e numai prima umectare. La a doua din nou trebuie să fie așa, dar la a doua trebuie să pui mai puțin apă. Peleți. Bam.
mai multe metode. Mie nu mi-a ieșit cu aia descufundat, așa că eu bag apă. Așa cu, mai bine bag de 5 ori apă decât să se stric caraul din nou. Da. Azi iar am stricat cu metoda scufundatul. Bagi de 2 ori 2 mâini de apă, depinde acum, depinde cât speleți aia și tu la simți. Eu mi-a zis un pic mai bine, lași. Mai ales când stai mult, când stăm noi acum, îi lași să-ți ștragă. Mai mestici așa din 5 în 5 minute în ei ca să nu se lipească. Păi bagi 2 litri de apă. Păi bagi 2 litri de apă caraul sau îi bagi în baltă ca să fie mai ușor să nu te complici. Bun. Deci am făcut Supreme Secret. Bun. Ce mai avem aici? Avem somon și fril. Și de aia facem? Și green. Ia să vedem de care să facem. Raul, de care trebuie să facem? Păi eu zic că ceva mai negru decât, ori mai negru, ori mai alb decât aia. Adică mai iau după culoare. A, dacă nu mai am avut ăla, white-ul. Păi avem roșu, green. Nu fă ăla. Somon și green. Sau green. Somon și green, păi maro. Somon și green, păi. Mă mai uit și la bețe, că dau să plece. Să nu uitați să vă hidratați, dar evident că mi-am lăsat berea în mașină, în soare. Și nu faceți multă nadă. Cu berea. Nu faceți multă nadă, dragii mei. Jumătate de pungă, și mai bine mai faci o dată. Jumătate de pungă îți ajunge 5 ore pe jet. Stai că ceva s-a întâmplat aici. Ceva s-a întâmplat, cred că e trafic cărușel. Raul, găsiți rețeta la cara? Nu, nu m-au tras. O tras și atâta. Uite, hai să mulinăm împreună. Ba, nu, că e acolo. Bă, nu-i caras. Nu-i caras. Ia, hai, încoace. Ia, uite cum se încoardă. Deci Raul prinde și din greșeală pește. Dacă se chinuie, nu prinde, sigur. Eu cred că l-ai scăpat. Cred că așa-i. L-a scăpat, s-a dus. Ha? Și dus a fost. După încercăm, am luat aici ceva, nu știu, de nădit. Noi nu știm să nădim, dar trebuie să înveți cumva. Înădim, vedem dacă prinde, înseamnă că am făcut bine. Dacă nu prinde, n-am făcut bine. Mai studiem să vedem ce am greșit. Ce am de nădit. No, hai, somon și cril. Din nou. Am văzut că e cea mai simplă metodă, că dacă bagi atâta apă, nu poți să o strici prea tare. La început, prima dată poți bagi de vreo 3 ori. La o jumătate de pungă. Nu. Oamenii preferă informație bună în timp scurt decât 3 ore de informație degeaba. Asta nu vă mai zic și eu cu mișcări circulare, rapide, pac, să fie cât mai omogenă. S-o sitați, cred că dacă aveți mai înjurat, simt, cenzurez partea asta sau? Nu, de ce? Păi nu știu, că ai vorbit cu multe cuvinte circulare omogene de... Am crezut că m-ai înjurat. Nu, nu, nu știu, o să o fie pe internet. Bine, că avem două mâini. Ăștia sunt uscați încă, trebuie mai trebuie multă apă. Te ești pus, ești pus pe faptul mare. Da. Am uitat aici să prind pești. Dăm în ala de 22? 28. Deci așa că este 21, nu? Nu știu de cât. Dacă am fost la Ecotam și am prins 28 de somn pitici, în loc de 28 de chile de crap. Ce să facem? Și acolo am nădit cu toate de bile de 20. Am prins cu bile de 20 și padenade de porumb, semințe, alune tigrate și am prins somotel așa de 200 de grame. Noroc, era un cățel frumos acolo care știa să-i mănânce și pe toți îi rupe. Așa, asta e cam gata prima umectare de aia. Hai să ne testăm un pic de apă la peleț. Teoretic ăștia ce rețeta succesului aici la Benda, noi încă n-am dat în ei foarte nesimțit. Și ăștia, tot cam aia e logica, numai eu încă nu știu să-i fac așa prea bine. Tot încerc, dar fac exact cum mi se explică, dar niciodată nu-mi ies perfect. Tot timpul, ori îmi colează prea tare, ori mi se sparg când ating apa. Mililitrul ăla de apă în plus nu-l găsesc niciodată. Nu stai că trebuie să avem grijă cu el, da, vă că rog, a scăpat o grămadă până să vă uitați că e ora 8 și 16 minute și în sfârșit o nimeri și el nada. Primul pește pe care l-a agățat, evident că merge peste mine, peste amândouă bețele.
Să-i dea Dumnezeu măcar să-l scoate. Wow. De slab. Bă, dar se duce cu totul, frate, ce ai? O scăpat. Cât ai scăpat? 10? Nu știu, dar 8, 7, 8. Uite-te cum trage, mă. Stai să-i dăm fir. Dar nu așa tare. Fuck. Opa, că trage și la mine. Am glumit, pe că mă tragi tu. Sigur mă tragi tu. Sau nu mă tragi tu. Nu cred că mă trage el. Sau? Ba, da. Lasă camera jos, de tati, că filmez când nu poate, dacă nu pot. N-am, ce, stai să vedem. Cred că facem așa, facem un cinematic. Oh, mai că m-a agățat, m-a dus departe. Stai să vezi ce scot eu de aici. În sfârșit, la 8:20, porumbul de roade. Numai să-l și scoatem. Cred că de obosit, cred că obosit, da? Uite, bă, ce să ridic de asta? Zi, mă, n-ai neamurt la fabrica de mobilă? Nu, nu. Am un dulap aici. Oh. Vezi să nu iasă pe ușă. Păi... Bă, Raul, a? Ai o alică mai mare. Nu, am dopul de la baltă. N-am plumb și din alea la mine. Am eu, bă. Ai? It was at this moment he knew. He fucked up. Fai gura gurilor. Hai să facem, mă. Las. Să rup dulapul. Deci, să nu vă mai lăudați înainte să prindeți pește. Nu-i bine. Confirm. O puțin și are și o fază similară cu mine. Da. Am lăsat un pipeleții la uscat aici. Am luat o rețetă nouă de erau, trebuia să-i umectez cu o chestie din asta de la benzar. Și apoi, cred că a fost cam multă chestie din aia și i-am lăsat la uscat un pic. Neața. A fost o seară grea tare. Acum a doua zi. Revenim la pescuit. Să vedem. Hai că dacă seara n-am putut să vă arăt, ia uita și aici. O frumusețe. Deci cum să intre sturionul acum când mă apucam să... Le adun. Te dracu cum face. Andrei, unde e?
E spectacol peștele ăsta. Nu știu, dar au făcut spectacol. Și mă adunam, nici mai am minciogul. Uite la aici. Păi stai, că până la duc. Ai văzut ce fain să ia? O sări, l-am văzut, ca lumea cum o sărit. Când ai tras, bă, de vreo 3 ori o sărit. Spectacol. Nu, mă, să nu rupă firul de la cum sare ca nebunul. Cred că e mai mare decât ăla altul. Nu cred. Cred că e mai turban. Hai, rechinule! Pula să te mai închid, dacă îl las așa întins, mi-i rupi. Ia, nici nu pot să mulinez. Te distrează? Măcar încearcă, dacă vezi că îl scapă, trage tu repede, bă, te-l întâlnit. Hai, tic, hai. Ce? A scat o sturioni. Ce mare? Ce-ai spus că pasă mă de nu? Ce știu? Eu la mine e... La ordinea zilei se scapă. Sturion e mai greu de scupă, care gura e urât. Da, pe și ăla l-am prins, era înțepat de două ori în buză. Ăla e greu, dacă o mânca, o luat bine în gură, nu îl scapă. Cum atacă din astea mari și îți rupe. Ce mă, l-ați luat amândoi? Nu. S-au agățat, ori eu vin la ofertă. S-au dus, rachetă. Eu stau, eu stau și pe ăsta la pachet. Bă, păi Sturion e la el, mă. La tine Sturion nu l-a fost. Hă? S-au dus. A, de ăla încoasă, îl găscut. L-ai scăpat. No, cu asta rămânem. Scot crap după crap, cât un ten mai bag în sac. Peștele pe vadă la trag, am sondat pe substrat, yeah. Dau lansat sau plantat, yeah. Pus nomen la cărlig, sigur o să-l sparg, yeah. Partidă de partid am exersat, strategia am învățat. Am creat să fie totul balansat, nadă premium am băgat, te-l aduc din lar.